Salutare, bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Sunt atât de fericită pentru că au venit sneakers din H&M și îmi vin perfect, sunt foarte drăguți. Acum sunt încălțată cu ei pentru că urmează să plecăm. Ne întâlnim cu Vlad și cu Alina pe la ora 6, ia să văd cât e ceasul. Este 6 fix și a terminat și Cristi treaba, doar ce a ajuns acasă, a făcut și el duș. Am gătit astăzi griș cu lapte și am găsit... Hei! Deci să vă spun eu cum a ieșit grișul meu cu lapte. Foarte bun! Am găsit rețeta Jamilei, eu am mai gătit după rețetele ei, griș parcă, dar nu mi-a ieșit atât de bun, a ieșit foarte... cocoloșit așa și nu din cauza faptului că nu am amestecat eu, nu știu din ce cauză, dar astăzi mi-a ieșit un griș, doamne, extraordinar, foarte bun, am mâncat și eu un castron cu vârf. Acum ne întâlnim cu, v-am zis, cu prietenii noștri la San Marco și cam atât, asta facem în această seară de joi. Mâine vreau să mergem în Waikiki neapărat, pentru că am văzut eu o cană acolo, am văzut pe Facebook. Pe pagina lor de Facebook au o cană în formă de dovleac și dacă vă aduceți voi bine aminte, cineva, nu spunem cine, așa, mi-a spart cana în formă. Măi, chiar nu trebuia să pleci din cameră. Mi-a spart cana în formă de dovleac anul trecut și s-a dus săracul, a căutat în toate Pepco-urile și din Constanța și din județ. Și n-a găsit-o. Am zis că poate anul ăsta o mai găsim prin Pepco, doar că ne-am uitat. Nu mai găsim. Eu v-ați dat seama că sunt în leagăn. În colțul ăsta de relaxare. Și am văzut în Waikiki, pe pagină, am văzut că ar avea cana aia, portocalie. Mi-o doresc foarte mult, pentru că așa sunt colecționarii de căni, își doresc toate cănile din univers și eu o vreau pe aceea cu ardoare. Da, ia să vă arăt tenisii, să-mi spuneți dacă vă plac sau nu. Mărimea 38, v-am spus, mi se potrivește perfect. Am avut câteva emoții, dar nu. Vin foarte bine, sunt super confortabili. Uite, așa arată. Ceea ce nu-mi place mie este faptul că șiretul este foarte lung, dar foarte lung, frate. Nu știu dacă vă dați seama, dar am făcut o fundă de două ori și încă am foarte mult șiret aici. O să le schimb, doar că nu mai am timp astăzi. Sunt super drăguți. Faceți abstracție, vă rog, de șosetele mele lungi. Au o inimioară aici. Acestea sunt tot din H&M. Le-am cumpărat într-un set mai de multișor. Aceasta este calitatea sneakers-ilor. Mie îmi plac foarte mult. V-am zis, eu i-am luat la... cu ceva reducere pentru că am avut eu pe site-ul lor niște vouchere, nu că erau ei la reducere. Și arată drăguț. Îmi plac foarte mult. Talpa asta este foarte dură, rezistentă așa, însă în interior, nu știu dacă vă dați seama, uite pe partea asta, ia stați că sunt și în leagă, pe partea asta se vedea mai bine, aici au niște burete. Astăzi vorbim de la prânz și dacă vă întrebați de ce am aici două castroane cu ingrediente diferite, acesta este al lui Cristi, acesta este al meu. Pentru el am tăiat aici niște roșii, vedeți că sunt mai mărișor tăiate pentru că așa îi plac, castraveți și ceapă, plus dressingul acela de lămâie. Iar eu am aici porumb, ton, castraveți, foarte puțină ceapă din aia de apă, roșii, cașcaval ras, iar ca dressing voi folosi lămâie și smântână. Doamne, delicios! Să-mi spuneți dacă și voi faceți combinații din astea. Eu asta voi mânca astăzi. Este ora 13 și 11 minute. Mănânc, mă machiez și ne auzim. Vă zic ce s-a mai întâmplat, ce am mai făcut. Ne auzim cam târziu ora astăzi. Este 5 după amiaza, un frumos
apus, început de apus de toamnă, deci mă bucur atât de mult că a venit vremea asta mai rece, sunt îmbrăcată cu bluză. Bluza asta minunată din H&M, cumpărată din secțiunea pentru copii. Îmi place atât de mult, e atât de confortabilă și se simte atât de bine pe piele. Ei bine, astăzi am avut o zi cum de mult cred că nu am mai avut. Asta pentru că am luat totul așa pe lento. N-am stat, că nu pot să stau, dar am făcut chestii mici. Aseară am ajuns acasă pe la 10 și ceva. Ne-am întâlnit cu Vlad și cu Alina, să încep cu asta, aseară. Alina mi-a dat și un cadou pentru că ea a fost recent plecată în Italia. O să vi-l arăt când ajungem acasă. Dragă de ea mi-a cumpărat un creion de la Kiko și nuanța mea. Alina deja mă cunoaște foarte bine și știe ce nuanțe îmi plac. Și ne-am întâlnit cu ei aseară, am mers la San Marco, am mâncat burger, eu, Vlad și Cristi, iar Alina și-a luat o pizza ceva. Și am stat, am povestit, n-am avut ce să filmez pentru că ne-am împărtășit așa din ce s-a mai întâmplat în viețile noastre de când nu ne-am mai întâlnit. Oricum, vrem să programăm și pentru săptămâna următoare o întâlnire. Și am ajuns acasă pe la vreo 10, cred. Până am făcut duș, până toate alea, am mai stat. Dar oare la ce ne-am uitat aseară? Că ne-am uitat la ceva pe TikTok sau am căutat despre ceva? Am căutat despre ceva, nu mai știu. Mă rog, cert este că... Ne-am ocupat timpul. Da, ne-am ocupat timpul cu ceva, dar nu mi-aduc aminte despre ce am căutat sau... O să vă spun, în schimb, despre ce am căutat eu astăzi. Și o să afli și tu. Așa, și ne-am dat seama că se făcuse vreo 1 fără ceva până ne-am culcat. Iar azi de dimineață, eu oricum urăsc diminețile și cred că în fiecare daily vă spun chestia asta, dar azi pentru mine a fost teribil. Îi ziceam lui Cristi, el e un matinal. El iubește diminețile, el, Doamne, când pleacă la muncă are un vibe atât de bun, iar eu sunt acolo căzută toată până nu beau și cea de-a doua cafea nu funcționez. Astăzi greu tare, deci... M-am mișcat în reluare, eu care am, întotdeauna sunt așa, pe speed. Așa, și să vă zic și despre ce am căutat astăzi, mă uitam puțin la ce calendare advent au apărut pe piață, nu-l mai vreau pe acela de la Revolution, pentru că anul trecut când mi l-a făcut Cristi cadou, oare de ce mă simțeam rău atunci? Mă făcusem, că operația la măsea am avut-o în ianuarie. Nu mai știu, mă simțeam rău, din nu mai știu ce motiv. Tot cu un tratament ceva în decembrie la început și a venit el acasă cu calendarul advent de la Makeup Revolution. Am folosit câteva dintre produse, doar că preponderent au fost multe glosuri pe care eu nu le folosesc și nu mai vreau ceva de make-up, nu mai vreau niciun calendar advent de make-up. Am văzut unul de la NYX, dar am făcut ordine la tot ce înseamnă machiaj. Și i-am dat verișoarei mele multe dintre produsele mele pentru că nu le folosesc și nu are sens. Vedeți cum mă machiez eu zi de zi și nu are sens să țin. De aceea nu vom avea anul acesta un calendar advent cu make-up. În schimb, mă uitam să văd dacă au apărut calendarele de la The Body Shop sau de la Rituals. Găsisem ceva de la Rituals, parcă, doar că nu-mi dădeam seama dacă calendarul e de anul ăsta sau de anul trecut. Dacă nu voi avea foarte multe cheltuieli, mă gândesc să mi-l cumpăr pe acela din Sephora. Nu-i scump să zici că, uite, spre exemplu, cum e acela de la Lancome, parcă, sau 1000 de lei, 800. Sincer, personal, nu aș da atâția bani în punctul ăsta, pentru că nu... Banii mei merg într-o altă direcție, prefer să meargă într-o altă direcție. Însă, acela din Sephora costă 400 de lei și din câte am văzut, produsele mi se par interesante, sunt produse pe care le-am folosit și dacă se vor alinia așa toate planetele și economisesc eu cum trebuie, cred că îl voi cumpăra pe acela. Dacă nu, nu voi avea niciun calendar advent pentru că v-am spus. Anul trecut nu m-am bucurat de toate produsele, cred că 80% vi le-am dat și vouă în giveaway, deci n-are sens să îmi duc banii în direcția asta, pot să fac orice altceva cu ei. Sau să cumpăr cadouri oamenilor din familie, pot să-i donez unor copilași, unor bătrâni, pot să fac orice altceva cu ei. Ok, da, și astăzi am căutat să văd, doar că nu am găsit foarte multe informații, am căutat să văd dacă au apărut în Germania agendele DM. Nu le-am găsit nici pe acelea și mă gândeam așa la vlogmas, la toate
chestiile astea deja, pentru că era rece, lăsasem geamul deschis, venea bine de afară și mă introducea așa într-o atmosferă de toamnă, chiar de vlogmas, v-am zis. Și pe urmă a venit Cristi acasă, am făcut salata aia excepțională. Și vă spuneam eu că... Păi stai, că oamenii nu știu. Eu le-am arătat când am pus pentru tine separat. Într-un castron v-am zis că lui Cristi am pus doar roșii, castraveți și ceapă. Și în timp ce mâncam, i-am trimis poză cu salata mea. Și eu, finuță, l-am întrebat: băi Cristi, vrei și tu o salată din asta să-ți fac și ție? Da, transformă-mi eu și mie. Și am scos din nou. Și porumb. Și smântână. Da, și am transformat și lui salata în cea pe care am mâncat-o eu, foarte bună. Aș mânca continuu, foarte bună. Și de dimineață am mâncat griș cu lapte, mi-am luat și suplimentele și asta a fost tot. Iar acum am venit la o farmacie, avem acolo, am cumpărat vitamina C, omega 3, 6, 9 și ce am mai cumpărat? A, și două din astea homeopate. Iar acum vrem să mergem în Pepco și să-mi caut eu cana aia dovleac pe care a spart-o individul de aici. V-am zis că... Sau ieri v-am zis că mergem ieri. N-am mers ieri, că ne-am grăbit să ajungem la Vlad și Alina. Normal că din greșeală, dar totuși ai spart-o. Așa, și poate găsesc cana aia în Pepco. Dacă nu, mergem să ne uităm în Waikiki. Am văzut și acolo o cană asemănătoare. Sper să o găsesc și pe aia. Așa, și unde am zis că mai mergem? În Jumbo, pentru că au apărut decorațiunile de Crăciun. Și noi, cum suntem niște maniaci ai Crăciunului... Ai înțeles, da? Da, da, da. Așa. Cum suntem maniaci, noi deja ne gândim la Crăciun, unde punem bradul, cu ce culori îl facem anul ăsta. Adică, știți, dacă v-ați uitat la vlogmasul meu de anul trecut, știți câte decorațiuni cumpărăm? Că decorăm fiecare colțișor, până și în baie. Anul trecut am decorat, deci vlogmasul ăsta o să fie așa, pistol cu apă. Și mergem prin Jumbo, doar să ne uităm, nu cumpărăm nimic, că nu, sau asta zicem de fiecare dată, în fine, vedem ce mai facem și am mai zis să mergem undeva. Deci farmacie, la Hornbach, să ne uităm de iarba munței pentru domnul Garfield. Iarbă deja crescută, dacă nu... Vedem pe unde mai mergem. Să-mi spuneți, vă rog, dacă aveți pisici, de unde le cumpărați voi iarba munței? Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. You bring out the sweetness of my life. Oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that.
O să vă arăt și vouă imediat ce am cumpărat. Hai că i-am terminat, i-am dat lui Garfi ce era de mâncat, o să vă arăt imediat pentru că am cumpărat o mulțime de lucruri și în seara asta voi încheia vlogul pentru că nu mă așteptam să cumpărăm atât de multe chestii și sunt foarte fericită pentru că am luat pentru toată lumea, o să vedeți. Și știți că atunci când spun eu pentru toată lumea mă refer la câini, pisici, peruși, pentru că animalele pentru mine reprezintă pur și simplu viață. Deci, îmi pare rău pentru lumină, suntem acasă, v-ați dat seama, am aprins lămpișoara aia, pentru că dacă aș aprinde lumina aceasta de sus, ar fi mult prea multă lumină, imaginea arsă și sincer vă zic că, ținând cont de faptul că am și ochelarii pe cap, nu i-am la ochi, nu prea văd bine și lumina mă cam încurcă, câteodată. În fine, să vă spun așa, zici că încep cine știe ce poveste. Când am plecat de acasă, am mers la mallul acesta de lângă noi pentru Pepco și Waikiki. În Pepco nu am găsit Cana Dovleac, am fost în 3 Pepco-uri astăzi și nu am găsit-o pe aceea. În Waikiki am găsit prima oară o cană. O cană, o să vă povestesc imediat ce s-a întâmplat cu ea. Și avea eticheta acolo, m-a întrebat Cristi de 20.000 de ori, băi, sigur că ai văzut bine și am zis că da, de 80 de ron, 79 ron. Mi se părea puțin cam mult, adică oricât de mult mi-ar plăcea mie cănile, ținând cont de faptul că unii dintre noi le mai spargem, 80 de lei să dau pe o cană, mi se părea prețul puțin cam prea ridicat și am zis, pas, mergem în altă parte, nu o găsim, aia e, nu e nicio problemă. Am mai mers pe urmă în mai multe Pepco-uri, bineînțeles că nu am găsit cana și pe urmă am zis, hai să intrăm la un, am ajuns în zona de Carrefour, aici în Constanța și de acolo am zis, băi, hai să mergem puțin la un... Stați să vă zic cum se numește. Maxipet. Este un magazin care s-a deschis recent. Hai să zicem, recent în Constanța și voiam să căutăm acolo iarba muței pentru Garfield, să nu mai mergem la Hornbach. Oricum n-am mai mers. În fine. Și am intrat noi în maxipetul acela, care era imens. Târziu mi-am dat seama să filmez, oricum era foarte populat. De toate aveau, pentru toate animalele pământului, noi doar că n-avem pești, că în rest avem de toate, doar că eu foarte mult îmi doresc și un acvariu, însă nu știu pe unde aș putea să-l pun cu Garfi. Și am mers noi la Maxi Pet, am cumpărat de acolo. Pentru Garfi am luat niște plicuri din astea, niște recompense, asta voiam să zic, recompense cremoase sau ceva. I-am dat unul și este pur și simplu fascinat. Garfi nu mai mănâncă plicuri. Am încercat de toate. Vă mulțumesc foarte mult și pentru mesaje și pentru sugestiile din comentarii. Doar că nu mai mănâncă. Am încercat de la cele mai scumpe la cele mai ieftine. Nu mai mănâncă plicuri. Le las acolo și atâta tot. Și consumând doar hrană uscată, vă dați seama că nu e neapărat ok pentru el ca animăluț. N-ar fi ok nici pentru noi ca oameni să mâncăm doar chestii uscate. Și am zis să încerc cu niște recompense din astea, niște pliculețe, să vedem cum mi se par. I le-am luat pe acestea cu pui și vreau să vă zic că este înnebunit după ele. Ați văzut și voi cu limbuța. Îi plac foarte mult și mă bucură chestia asta. O să-i dau unul la 3 zile, cam așa, pentru că el a mai avut și o problemă cu stomacul înainte și să nu facem exces. Prețurile, aveam un bon pe aici. Uite, am unul, o să vă spun așa în mare, nu iau pe fiecare în parte pentru că ar fi mult prea dificil. Am cumpărat un os din ăla de sepie pentru peruș, care a costat 24 de lei, însă noi am avut reducere foarte mare. Dacă vă descărcați aplicația la ei, veți beneficia de 10% reducere. Iarba muței, am cumpărat două plicuri, un plic costă 4 lei, dar ținând cont că noi am avut reducerea aceea, faceți voi calculul. Niște snack-uri pentru Garfi care au costat 5 lei, alte snack-uri pentru Garfi 6 lei, chestiile astea umede au costat 9 lei. Colivia, vă arăt imediat că am cumpărat colivie perușilor, a costat 200 de lei cam așa, pentru că am avut și reducerea aceea.
Ramură colivie. A, bețișoarele alea au costat 13 lei, sacoșa. Ăsta ce-o fi? Cred că recompensele pentru Dora și Ben, nu sunt sigură, au costat 12 lei și alte bețe pentru Peruș, 6 lei. A, și un din ăla cu apă, 14 lei a fost chestia aia cu apă, Cristi? Da, da, 14 lei. Da, o să vă arăt imediat ce zice el. Așa, acestea sunt recompensele pe care le-am cumpărat pentru Garfield. Sunt micuți așa, sperăm să îi placă, să fie ok. Mi se par un piculeț mai sănătoase. Pentru Dora, Ben și Bobică le-am cumpărat pe acestea de la Brit pentru... Mami, nu se poate să mănânci atât. Pentru imunitate, sper să le placă și lor, să aibă gust bun. Măi, pui, mă! Ok, tot pentru cățeluși am cumpărat și aceste fundițe. Doamne, sunt nebuniți după ele, le plac foarte, foarte, foarte mult. Foarte bune prețurile au fost la acest Maxi Pet. Eu v-am spus prețurile fără reducere, deci vă dați seama că foarte ieftin. Deci pe tot ce vedeți aici, vă arăt plus cu Olivia care este imensă și la raft avea un alt... La raft? Da, la raft avea un alt preț mult mai mare, doar că în momentul în care a scanat-o doamna, a ieșit la un preț mai mic și am dat aproape 300 de lei, cam așa. Pentru noua colivie, uite, am cumpărat trebușoara asta, recipientul pentru apă și a fost 14 lei, pentru că poți pune tu apa aici, nu mai trebuie să stau eu să scot de fiecare dată, o pot umple foarte ușor. Tot pentru noua colivie am mai cumpărat niște crenguțe din astea. Astea chiar arată foarte drăguț. Măi, mami. Măi, mami. O să vă arăt imediat. Da, și eu. În felul acesta se pun. O să vă arăt în vlogul următor cum le pregătim colivia. Ajungem și la ea și vă povestesc de unde e ideea asta cu colivia și așa mai departe. Pentru Garfi am mai cumpărat niște recompense din astea. Hai să-i dăm niște din astea. Nu? Ok. Vezi ce tată ai? Mami ce-ar fi dat? Am cumpărat niște recompense din astea, sper să-l ajute cu eliminarea blăniței din burtică. Măi, te iubesc, te iubesc! Doamne, ce copil are mami! Două plicuri cu iarba mulței. Pe acestea le plantez eu în pahare de unică folosință și cu vată. Eu nu le pun pământ, știu că multe fete și doamne că am primit sugestia asta și de la persoane mai mărișoare de vârstă, mult mai mari decât mine, mulțumesc pentru ea, doar că eu nu le plantez în pământ. Eu folosesc ca substrat vata. Pentru că nu pot ține nimic cu pământ în casă, Garfi sapă în absolut tot, tot, tot. Și pentru Peruș, doamne ce mă mănâncă nasul. Am cumpărat bețele acestea, ele se prind foarte drăguț, pentru că vine colivia și cu ceva bețișoare și cu un legănuș, doar că noi voiam să avem extra. Așa, și am mai luat osul ăsta de sepie, îi ajută pe Peruș să își finiseze năsucul. De fapt, năsucul? Cioculeț. Cioculețul, voiam să zic. Oh my god, asta a sunat rău. Așa. Iar ce faci, mami? Îl vedeți? Ia să ți vi-l arăt. Ia uitați-l. Mami! Mami! Măi, mami! Mă. Da, exact. Așa. Și cu Olivia, pe care am ales-o... Oh, vai, cât de grea e! Este aceasta. Eu nu văd nimic până acolo, sper să vedeți voi. Este imensă și prețul său ne-a surprins, pur și simplu. Eu v-am spus de mult, mult timp că ne dorim să le asigurăm pe rușilor o viață cât mai bună. Noi nu i-am luat pentru a-i ține în captivitate. Coco, cel mai bătrân, are câți ani? O, dar ce urât se vede! Stați că am avut un șoc, deci efectiv am crezut că mi-am spart lentila, pentru că... vedeți și voi cum se văd gratile astea în lumină, deci mi-e rău. Așa, vă spuneam că noi nu am luat perușii pentru a-i ține în captivitate. Coco, cel mai bătrân, are undeva la 15 ani, am crescut împreună cu el și, din păcate, noi i-am luat înainte să-l avem pe Garfield. De când a venit Garfield, nu prea putem să-i mai lăsăm liber și pe mine mă... deranjează chestia asta, nu suport să-i văd că stau acolo săracii în colivii separate și stau în colivii separate, gata, Cora. Nu, că ei acum confirmă. Da, pentru că se bat.
dacă îl pun pe Coco împreună cu fetița mai mică, îl bate Cora de... nu știți ce e aia. Dacă îl pun cu Delma, nu îl suportă absolut deloc, pentru că sunt colivii mici și pentru că involuntar trebuie să stea fie pe aceeași bară, fie să mănânce din astea de mâncare apropiate și nu era schemă. Dar de mult timp am zis că vrem să investim, adică noi pusesem o sumă măricică de bani deoparte pentru colivia lor, cred că v-am spus și vouă. Vrem să știm că stau toți în aceeași colivie, măcar să nu se mai simt atât de singuri, dacă nu îi lăsăm liberi, măcar să fie ei, trei. Noi avem trei peruși, am avut mai mulți, doar că din păcate unul a prins o bacterie, ceva, în fine. Așa, și am cumpărat colivia asta care are de toate, nu vă arăt acum pentru că ar dura mult prea mult, vă arăt în vlogul următor, când o să montăm noi chestiile astea, înainte trebuie să o spăl, să o dezinfectez, să fie pregătită pentru ei. Mă bucur foarte mult, foarte mult că am găsit-o și la prețul ăsta și sigur o să fie ok. O să le pun mai multe din astea de mâncare, separate, la distanță, să stea fiecare în locușorul lui. Foarte calitativă. Doamne, ne-a scos-o așa Dumnezeu în cale. Așa, asta cu colivile. Apoi, să nu uit, vreau să vă arăt ce ne-a adus Alina din Italia. Ne-a adus două vederi care sunt superbe. Deci superbe, așa. Și aceasta. Foarte drăguțe. Un magnet. Alina știe că nouă ne plac magneții și va merge direct în bucătărie. Niște bombonele, ne-a spus ea că sunt acestea, cu portocală. Astea vor sta la mine la birou. De fiecare dată când vreau să mănânc ceva dulce, iau de aici o bomboană și mă gândesc la Alina. Și, dragă de ea, mi-a cumpărat un creion de la Kiko, cum v-am spus. Nu mai avem Kiko în România. Eu, la un moment dat, îmi comandam produsele Kiko de pe un site, nu mi-aduc aminte care, dar nu le mai găsesc nicăieri. Am nuanța 03 aici și hai să vedem cum este. Nu-l voi testa pe buze pentru că am deja aplicat rujul burjoa. Mami, dar nu tot e pentru tine, pui! Ah, din păcate nu pot să deschid. Ia să vedem. Ah, uite, hai că am reușit. Nu i-am dat eu folia asta, dar am reușit. Așa arată. Super, e creion din ăsta care se ascute. N-ar fi. Vrea creionul de la Alina. Și... și aceasta este nuanța foarte frumoasă. Mulțumesc, Alina, dacă te uiți la vlogul meu, mulțumesc tare mult și aici. Nu trebuia să te deranjezi, Doamne, e super drăguț. Și nuanța mi se potrivește 100%, cum era de așteptat, v-am zis. În cazul în care nu vă aduceți aminte cine e Alina, Alina a fost domnișoara noastră de onoare, iar Vlad, cavalerul de onoare la nuntă. Deci suntem prieteni foarte buni. Ok, mai departe. Am fost în, nu Pepco, Jumbo. Și mi-am cumpărat niște pijamale. Păi, Cristi, poți să iei colivia asta de aici? Mi-am cumpărat niște pijamale. Mi-am luat puțin țeapă. Voi nu cred că ați văzut. Nu, n-ați văzut încă. Nu știu cum am postat clipurile. Dar am cumpărat niște pijamale din Sinsai. Le-am luat în mărime XS, frate, și îmi sunt puțin mici. A trebuit să-mi dau jos, să-mi tai cu foarfeca elasticul de aici din talie pentru că mă strângeau acelea. Nu am, deci nu exagerez, nu am nici măcar o pereche de pijamale cu pantalon lung de care să spun că sunt mulțumită. Unele s-au scămoșat, altele sunt prea largi în talie, altele prea mici în talie, deci n-am nicio pereche. Și le-am cumpărat pe astea din Jumbo, care sunt foarte frumoase, un pic grosuțe pentru perioada aceasta, dar sunt drăguțe rău de tot, au material din ăla plușat așa, vedeți? Și mi-au plăcut mie foarte mult pantalonii, pantaloni care, evident, sunt mari în talie, doar că le voi face eu două găuri din alea și le voi băga și ret aici. Ia uitați-vă, le bag și ret aici, îi strâng în talie cât îmi doresc eu, sunt foarte frumoși, printul e tare drăguț. Cum îl chema pe ăsta? Snoop? Sloop? Snoop, nu? Aici jos vin strânși, dar nu foarte strânși. Super, super drăguțe, Doamne, cât mă bucur că le-am găsit în Jumbo. Apoi, am cumpărat niște șervețele din astea rolă, nu mai aveam. Toată săptămâna, credeți-mă că am stat în bucătărie cu o rolă de hârtie igienică, pentru că nu mai aveam șervețele de bucătărie.
Mi-am luat o pungă de loto din ăștia. De ceva timp voiam să mai mănânc. Cred că n-am mâncat de vreo jumătate de an sau ceva. Cristi și-a luat un penar. Îi trebuie lui la muncă. Și, a, dar ce drăguț e ăsta. Parcă nu-l pusese pe ăsta în coș. Sau ăsta era? Da. Nu era cu alb? Sau cu gri? Nu? Ba da, a fost un cu gri. Vezi, ai făcut mișcarea prea rapidă. Așa, aici am pastilele de care vă spuneam. Vitamina C-ul acesta. Am prins un pachet promo ceva și sunt două la preț de unul. Și Omega 3, 6 și 9. Așa. Da, farmacia de la stadion. Din Jumbo, mi-am mai cumpărat niște chestii din astea pe care le vom testa noi într-un vlog viitor. Sunt acei, cum să le zic, acele instrumente care te ajută să îți, să obții niște bucle foarte bine definite. Nu știu dacă vor funcționa acestea, dar le testăm noi, cred că în vlogul următor și vedem ce și cum. Cristi a mai cumpărat niște carabine din astea. Și am mai luat ceva din Jumbo? Nu cred, nu? Lumânarea. Ah, lumânarea, da. Uite, și lumânarea asta, acestea sunt lumânările care miros cel mai bine din Jumbo. Vi le recomand pe astea în păhărel așa și cea cu maro miroase foarte bine și mirosul se simte în toată camera. Aceasta, bineînțeles, că miroase a măr și scorțișoară, miroase a toamnă. Abia aștept să o aprindem aici, lângă dovleci. Ah, v-am arătat oare? Dar nu cred că v-am arătat, că nu făceam vlog atunci. Înainte de nuntă, cu o zi sau două, am fost în Pepco și ne-am cumpărat niște dovleci din ăștia. Opa! Mă rog, la Zozo și pe cel de-al treilea. Super drăguț și îi ținem aici pe masă când ne uităm la televizor. Ultima oară, acum, am mers în celălalt mall. Cristi a zis, hai să încercăm și la Pepco-ul acela să vedem dacă găsim cana. Acolo, Pepco și Waikiki sunt față în față. În Pepco, bineînțeles că n-am găsit nicio cană. Și a zis el, băi Larisa, hai să intrăm în Waikiki, că sigur o să găsim ceva. Am văzut din nou această cutie de la această cană și am spus, băi, mi se pare mult prea scumpă, serios, pentru o cană, chiar e mult prea scumpă. El a întors-o și s-a uitat la ea. Și prețul scrie destul de clar aici că costă 22,99 lei. Mai sunt aici și alte din astea, nu ron, vedeți? Mi se pare că eu nu știu, dar eu... Pe cuvânt că am văzut în mall-ul ăsta de lângă noi prețul cu 70 ceva sau 80 ceva, nu, 79 parcă, ron, serios. Nu mi-a venit să cred în momentul în care a zis el că costă 23 de lei, bineînțeles că am cumpărat-o. Și hai să vă arăt. Vai de mine, are și capac, ce credeți? Stați. Da, pentru vremurile reci. Mamă, m-am făcut numai scârțan din ăsta. Stați să-i dau jos și siguranța. Atenție, vine partea. Uitați-vă, măi mami. Deci uitați-vă. Nu se compară cu calitatea cănii dovleac din Pepco, pe care v-am zis că eu am avut-o anul trecut. Este minunată, foarte bine finisată. E mult mai grea decât aceea. Și capacul e super drăguț. Minunată, deci... Promit că nu mai pun. Da, chiar te rog, o lași acolo. Hai, o băgăm într-un sertar mai bine, o închidem undeva, o țin în dormitor. O pun așa. Da, foarte drăguță. Mai aveau acolo și în formă de fantomiță, doar că mie nu-mi plăcea aceea. Eu prefer să-mi cumpăr căni pe care le pot folosi pe tot parcursul anului. Și înainte de asta, am rezolvat și treaba cu cana, înainte de asta am fost puțin prin DM. Am cumpărat ceva pentru cadou. Încă ceva pentru cadou. Așa, un ceai de mușețel. Pentru că nu mai aveam și noi folosim foarte des mușețelul. Încă ceva pentru cadou. Oh my god. Mi-am luat un ulei, un gel din ăsta pentru gene și sprâncene. Eu îl voi folosi pentru sprâncene. Cel pe care l-am folosit eu până acum este vorba de un gel din ăsta transparent.
Acesta este catris. Cel pe care l-am folosit eu până acum era de la Avon și vi l-am tot lăudat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult acela. Doar că nu mai este. Mama nu îl mai găsește în catalog, nici pe site-ul lor, că mama îmi plasează mie comenzile Avon. De fapt, ea mi le și cumpără. Și am zis că neapărat trebuie să găsesc o alternativă, o soluție. L-am văzut pe acesta catris și îmi place foarte mult. Nu mai caut efectul acela de sprâncene foarte ridicate, de fixator pentru sprâncene. Vreau doar ceva care să-mi îndepărteze fondul de ten de pe sprâncene și cam asta să fie tot. Și mai avem aici încă două deodorante pentru Cristi. Eternul Rexona și acesta de la Borotalco. Mami! Ăsta miroase bine. Dacă miroase ca cel de damă, da. Mamă, cum miroase. Mamă, cât de bine miroase. Super. Și, da, poftim. Mulțumesc. Și asta este tot ce am cumpărat. Nu... Ce plăcut se simte. Da, nu mă gândeam că vom face atâtea cumpărături. Noi am ieșit în sensul de hai să ne plimbăm, hai să vedem ce mai e nou prin magazine, hai să mergem. A, și dacă vă întrebați de ce am o pungă mojito, pentru că doamna din DM n-a avut să ne dea o pungă DM. Și a scos de sub teșghea o pungă mojito și a zis, e ok dacă vă dau pasta. Bine, ok. Da, cred că era punga ei. Așa, deci noi am plecat de acasă în sensul de hai să ne mai plimbăm, hai să vedem ce mai facem, cum mai facem, nu știu ce, asta să vă dau puțin mai jos. Și am sfârșit prin a cumpăra atât de multe lucruri, nici prin cap nu ne trecea că vom găsi colivie pentru peruși. Deci suntem atât de fericiți că am găsit și că în sfârșit putem să-i cuplăm. Da, și ei sunt fericiți. Abia așteptăm, cred că în seara asta le punem. Noi ziceam că... N-ai chef. Trebuie să o pregătim înainte să-i punem pe ei. De ce? Până o dezinfectare. Ziceam că astăzi vom începe să ne uităm la Harry Potter, doar că e mult prea târziu. Este deja ora 9 și 7 minute. Nu mai avem când, până facem duș. Eu trebuie să mai mănânc ceva dulce, că nu prea mi-am luat porția. Na, ceva ciocolațion. Trebuie să nu mi-am luat porția de dulce astăzi și simt nevoia. În fine, ăsta a fost vlogul de data aceasta. Abia aștept să termin de postat și celelalte clipuri pe care le-am filmat și să intrăm noi normal cu vlogurile noastre, să știu și eu cum mă organizez așa, pentru că eu pot vorbi la infinit și pot să vă arăt lucruri la infinit. Deja v-ați obișnuit cu mine cât vorbesc și cât de multe chestii pot să vă arăt, testăm chestii, mergem pe afară, mă rog. Dar nu vreau să fie clipuri foarte lungi, pentru că oricum în ultima perioadă am tot postat clipuri lungi și chiar nu vreau să vă plictisesc. Ori dacă ați ajuns până la partea asta și chiar considerați că nu vă plictisesc clipurile mele lungi, îmi spuneți și nicio problemă, că pot să fac clipuri și de 2 ore. Ok, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi, sper că v-a plăcut ce am cumpărat, abia aștept să vă arăt cum le așezăm căsuța perușilor și să-mi spălce eu pijamalele, mâine vă dați seama că voi bea în cana asta minunată. Și îți mulțumesc și ție, Alina, dacă te uiți pentru cadoul pe care ni l-ai adus. Ni se potrivește, știi deja lucrul ăsta. Ok, ne vedem data viitoare cu un nou clip în care vedem noi ce mai facem, pe unde mai mergem. Luni o să vină buletinul, sper. Nu știu, vedem. Luni trebuie să mergem și la vaccin cu domnul Garfield. Ar fi trebuit să mergem astăzi, doar că noi mâine plecăm și nu vreau să-l las așa după vaccin, pentru că el e diferit. El e mai sensibil și poate să-i apară fel și fel de chestii. Așadar, prefer să fim lângă el atunci când, după ce îi facem vaccinul, să-l supraveghem 2-3 zile, vedem dacă stă apatic, dacă nu stă, în fine. În fine. Vom vedea noi săptămâna viitoare toate lucrurile acestea. V-am pupat. Pa, pa!